Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Ce sfântă e chemarea voastră, apostoli binecuvântați! Ce în lutul slăbiciunii voastre comara harului purtați! Ce sfânt e rostul zbuciumatei și răbdătoarei voastre vieți! Disprețuirea voastră ascunde comori atât de mare preț! Sunteți puțini și slabi și singuri și în lumea întreagă risipiți, dar adevărul și iubirea vă dau puteri să biruiți. Chemați, chemați popoarele la viață și pe Hristos îl arătați, jerfiți-vă, se cere jerfă, apostoli binecuvântați. Preacucernici părinți, iubiți frați și surori în Hristos Domnul, slăviți să fie Domnul! Când sună o chemare, când cei ce-L iubesc pe Hristos adună în biserica sa, care este mireasa Lui, atunci această chemare parcă dintr-o dată te stăpânește și alergi acolo. Unde? Unde îl întâlnești pe Hristos. Și îl întâlnești chiar uitându-te pe geamul de la mașină, vezi atâtea cruci. Înainte de a intra în comună Ramna, undeva pe o cruce, tropii de ploaie străluceau așa, parcă în lacrimi. Mi-am amintit de poezia poetului care spune așa: când strop de ploaie caldă și măruntă al toamnei cer jelește iar, plâng codrii galbeni de durere sub biciul crudului burmar, pe o cruce cu Iisus în cuie, doi stropi de ploaie s-au oprit ca două boabe mari de lacrimi în ochi la sfântul răstignit. Mă uit și un gând mă înfioară: în lumea de creștini de azi tu tot pe cruci ești, Iisuse, și tot cu lacrimi pe obraz. O, Doamne, când să vină o toamnă, să nu mai plângă cerul amar, să nu mai plângă ochii crucii, să cânte numai și brumar. Și iată că brumar cântă. Cântarea voastră, îngemânată cu cuvântul sfânt și a îngerilor din cer, a celor care ne înconjoară și noi nu-i vedem decât prin sfânta taină a Euharistiei, aceasta înseamnă că este dragostea lui Dumnezeu care ne strânge pe toți deopotrivă. Mă uitam la pesarul acesta și confundam Ramna cu Rama. Dar ce e Rama și ce e Ramna? În această ramă suntem incluși toți cei care am pornit încolonați spre Evanghelia Sfântă și spre altarul lui Dumnezeu să ne împărtășim cu Hristos. Dacă roadele acestea sunt pentru trup, de aici, dragii noștri, am venit să luăm ceva deosebit și pentru suflet. Și părintele ne-a spus aici care este roada Duhului Sfânt și celelalte virtuți care ne caracterizează pe noi, pe fiecare în parte. Dacă mi-a rămas ceva din ținutul acesta în amintire, mi-a rămas un colțișor de rai, așa cum spune în rugăciunea de dimineață. Un colțișor de rai să vă dăruiască Dumnezeu tuturor acelora pe care vă cunoaște. Și viața veșnică, aceasta este, să te cunoască pe tine Dumnezeu și pe Fiul Său. Și noi asta facem aici. Dacă venim aici să ne întâlnim în fața crucii cu Hristos și cu ai Săi, acolo este un loc, un colț de rai. Și la Ramna undeva, dacă urci pe lângă biserici, ajungi într-o livadă și pe urmă dai într-o stupină și flori și roade de toamnă, nu-ți rămâne decât să îngenunchezi și să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru că s-a făcut cunoscut nouă și tuturor acelor care îl iubesc pe El. E toamnă, dragii noștri. Trebuie să o împărtășim. Frunzele ne spun lucrul acesta. Păsările au plecat și poetul nostru drag ne-a lăsat aici în tezaurul nostru o frumoasă poezie de toamnă.
Și cu asta închei, vă rog să ascultați. Te duc ocorii, rând pe rând și rând pe rând, trec rândunele spre țara unde un tainic gând îndeamnă inima din ele. Se duc în zbor armonios, cum duhul dragostei le îndeamnă, cu cât înainte e mai frumos, cu cât în urmă e tot mai toamnă. Zburați, iubite rândunici, dar când veți fi trecute marea, să vă amintiți cu drag că aici e cuibul vostru și cântarea. Se duc și-a noastre dragi cântări, rând după rând spre sfânta țară, unde în eterne desfătări le așteaptă scumpa lor comoară. Se duc în cor armonios, cum duhul dragostea îi îndeamnă, cu cât înainte e mai frumos, cu cât în urmă e tot mai toamnă. Zburați cântări, dar când odată veți fi în slava țării bune, la cuibul gol ce v-a zburat, gândiți-vă cu rugăciune. Se duc apostolii, jerfind, la rugăciune post și luptă. Se duc fecioarele arzând în candele credința sfântă. Se duc în șiruri de cocori, cum Duhul Sfânt din cer îndeamnă, cu cât înainte e mai frumos, cu cât în urmă e tot mai toamnă. Porniți, frați și surori, cântați, ducând această veste bună, ca în ziua când veți fi chemați să aveți dreptul la cunună. Iisus Hristos cel înviat v-a pregătit un sfânt cămin și în haina Duhului preasfânt veți străluci în veci. Amin. Slăviți să fie Domnul.